Cuantumul salariului minim pe țară va constitui anul viitor 5.000 de lei, în creștere cu 25% comparativ cu actualul salariu minim. Majorarea este prevăzută, potrivit Infoprimineo, într-un proiect de hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Stabilirea unui salariu minim decent este o necesitate de a combate inegalitățile în sfera retribuirii muncii și de a stabili o remunerare suficientă pentru a satisface nevoile de bază ale salariatului. Provocarea ce ține de inegalitatea în domeniul muncii impulsionează dialogul social la nivel național și contribuie la reducerea sărăciei și combaterea muncii nedeclarate, subdeclarate, se arată în proiect. Începând cu anul 2023, guvernul de la Chișinău a unificat salariul minim, acesta fiind aplicat în același cuantum, atât în sectorul bugetar, cât și în cel real. În 2022, salariul minim a fost de 3.500 de lei, iar în 2023, de 4.000 de lei.